Bună ziua, dragi prieteni! Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Sport și Sănătate. Tema emisiunii din această zi este importanța profesiei de instructor aerob-fitness, iar pentru aceasta am invitat-o în Platoul Infinit TV pe Bia Energia, antrenor fitness aerobic și Master Training în aerobic și fitness. Bună, Bia Energia! Mă bucur că ai acceptat invitația de a te afla astăzi pe platoul Infinit TV. Mulțumesc și eu. Bine v-am găsit. Am venit cu plăcere la echipa dumneavoastră. Uh, am să te rog pe tine, așa, ca de început, să faci o scurtă prezentare a, a ceea ce faci tu și să povestești despre profesia de instructor aerobic. Da. Am să încep cu numele Bia Energia, care este un nume destul de... Uh, Atrăgător sau controversat, cum doriți. Acest nume este înregistrat la OSIM, Oficiul de Invenții și Mărci. Este un nume care are drepturi legale de utilizare și care l-am primit în urma reacției pe care clientele mele au avut-o. vis-a-vis de modul cum îmi susțin antrenamentele. Bineînțeles, pline, cu energie, pline de energie, din acest motiv și acest nume. Legat de ceea ce fac, ceea ce sunt, meseria mea este cea de Master Trainer Aerobic Fitness. Asta înseamnă că sunt implicată în procesul de formare profesională a persoanelor care doresc să devină instructor aerobic fitness și care doresc, așa cum spun eu, să-și transforme pasiunea pentru această ramură sportivă în carieră, să construiască o carieră profesională. Și ce ar putea motiva o persoană să devină instructor de aerobic și fitness? Foarte multe motive pentru care putem alege această profesie, dar cel mai important motiv, așa cum știm toți, este sănătatea. Este o profesie care ne învață să fim, în primul rând, noi sănătoși și să învățăm și pe alții, să-i îndrumăm pe calea cea bună, cea a sănătății, asta ne dorim toți. Este o profesie în care nu vom avea boli profesionale. Știm că orice meserie aduce cu sine și probleme de sănătate. Iată o meserie, o profesie în care nu, nu ne vom îmbolnăvi, din potrivă, ne vom prelungi starea de bine. Fiecare an de sport înseamnă un an de viață în plus ce profesie poate fi mai bună decât aceasta, decât că am dat cel mai bun argument. Nu mai spun că sunt și alte tipuri, alte argumente, cum ar fi faptul că întotdeauna ești înconjurat de prieteni, socializezi foarte mult, ești într-un mediu permanent tânăr, tânăr și ca spirit, pentru că toată lumea care face sport este tânără și ca spirit, nu doar ca număr de ani în buletin, Mediul de lucru este unul foarte motivant pentru că lucrezi tot timpul pe acompaniament muzical. Ce poate fi mai frumos decât să-ți cânte muzica în fiecare zi tot, da? la toate antrenamentele? Echipamentele sunt foarte plăcut de purtat, foarte comode. Viața, stilul de viață este unul axat pe frumos, pe bun gust, pe stare de bine. Cam asta ar fi argumentele. Adică un instructor de aerobic și fitness este de fapt un model al vieții de zi cu zi. Da, sau ar trebui spre asta să tindă, da. și este important să ai un obiectiv de genul ăsta, tot timpul să fii bine. da? Este bine să fii tot timpul axat pe această cale. Și să te simți bine în corpul tău și în pielea ta. Este clar, niciun practicant profesionist al aerobicului, acestei ramuri sportive, aerobic fitness, nu va, nu va avea surpriza neplăcută de a fi trădat. În această ramură, adică el să investească cu toată inima și să primească înapoi mai puțin. Nu. Sportul, tot timpul am spus, sportul este poate cel mai sincer domeniu. Investești cu toată inima, din plin vei primi înapoi. Și ce ar putea să motiveze o persoană care dorește nu să devină instructor aerobic, ci pur și simplu care dorește să practice aerobicul? Da, într-adevăr, lucrez și cu categoria neprofesionistă, cu cei amatori, cei care doresc să practice pentru modificarea corporală, pentru îmbunătățirea stării fizice și psihice. Doamnele, în principal, sunt consumatoarele de bază doamnele sunt în principal motivate tot de ideea unui stil de viață sănătos, nu să-și construiască carieră din aceasta, dar să, să aibă un stil de viață sănătos, o educație privind alimentația, o igienă a vieții de zi cu zi, pentru că sportul este o măsură de igienă, în primul rând, nu doar spălatul este igienă, da? și sportul este igienă. Deci ar trebui să ne gândim dacă ne igienizăm corpul și prin sport și nu doar prin apă și săpun. Doamnele sunt interesate să vine la genul acesta de activitate pentru că își fac prieteni noi, socializează, învață lucruri noi, sunt tehnici noi în aerobic, sunt instrumente noi cu care lucrăm accesorii, coregrafii noi, muzică permanent nouă. De fapt, evoluția aerobicului este urmată de evoluția accesorilor care au apărut în domeniu și a evoluției stilurilor muzicale. Cam, cam aici, aerobicul a mers pe aceste linii și a evoluat foarte mult. Deci, niciodată nu ne vom plictisi la antrenamentele de gimnastică aerobică. Vom găsi tot timpul altceva nou exact. cu care să ne delectăm. Da. Dragi telespectatori, așa cum vedeți și pe masa de în această zi, Bia Energie a venit cu două instrumente și am să rup pe ea să ne povestească, și eventual, dacă vrei, să ne și cânti. Să vă încânt! Să ne încânt Deci, ceea ce, ce am adus da, sunt două instrumente se numesc stix în limbajul fitness-ului. Ele sunt accesoriile celui mai trend celui mai trend antrenament de aerobic numit Zumba Fitness în zumba, probabil toată lumea a auzit de zumba, în zumba a apărut o, un stil nou, zumba toning se numește aceste accesorii numite sticks-uri care cântăresc jumătate de kilogram maxim și care au în interior niște biluțe da, scot sunete, macara sunt cele originale pentru că se practica genul ăsta de mișcare, de tip shake-shake, aceste accesorii sunt utilizate în zumba toning cel mai în vogă stil de zumba la momentul de față care își propune să tonifice corpul pe lângă faptul că facem, practicăm o coregrafie dansantă latino, noi putem utiliza în zona brațelor, zona planului superior, aceste accesorii foarte în trend, care dau și un plus de Artist, de parte artistică, da, acest, acest onor, dar dau și plusul de tonicitate necesar, pentru că vom avea tot timpul brațele pe tensiune musculară. Brațele pectorali vom putea lucra deltoizi, sunt mai multe exerciții, deci putem lucra în stilul acesta, putem lucra așa, putem lucra prin mișcări laterale, orientări laterale ale brațelor, prin front arms, prin mișcarea butterfly numită, prin overhead, press, chest press, avem triceps, da, kickback-uri, suntem organizați și toate acestea cumva fac persoana să nu simtă efortul fizic, pentru că îți stimule aceștia sonori și muzicali vor face ca durerea să nu fie resimțită, durerea efortului fizic. Bine, după antrenament, cu siguranță se va simți. Da, um, este obligatoriu acest lucru. Pentru, ok, dacă tot ai început cu partea asta că este în trend, ce alte trenduri sunt în, în acest domeniu? Da, deci am început cu Zumba Toning și aceste elemente și muzica specifică. Un alt antrenament foarte în vogă, în trend este Fat Burning Intensity. Uh, având drepturi de autor, acest antrenament este un antrenament de tip metabolic. Acesta își propune să stimuleze metabolismul astfel încât, uh, în următoarele 3 ore după antrenament, post-training, corpul încă să prelucreze uh, acizi grași, încă să-i pună la treabă să-i ardă. Este un antrenament care își propune ca corpul să fie stimulat, să ai, ardă acizi grași, adică părțile grase ale corpului, depozitele de grăsime și nu carbohidrații. De obicei, la antrenamentele simple, corpul pune la bătaie carbohidrați, adică efectiv ce am consumat noi din dulciuri, din produse de panificație și ar trebui un antrenament mai intens ca să poți merge mai departe și corpul să scoată cea de-a doua carte de joc, să zicem, pe tabla de poker, da, pokerul arderii, și anume acizi grași. Acest antrenament fat burning intensity care lucrează pe un BPM foarte ridicat din punct de vedere muzical, pe un speedcore, da, hardcore la nivelul ăsta se lucrează și care utilizează și un stepper, iar antrenamentul este de tip power step, adică se fac multe exerciții cu desprindere de stepper, cu sărituri, cu jumpinguri. Acesta accelerează foarte mult metabolismul și dă acest plus de ardere a acizilor grași și nu doar a carbohidraților. Uh, un alt tip de antrenament în vogă ar fi rebound care constă în utilizarea unei trambuline și care este foarte recomandat persoanelor care întâmpină probleme ale genunchiului, pentru că aceste persoane pot și ele să efectueze exerciții cu impact ridicat, adică cu desprindere, fără să afecteze la sărituri genunchiul, pentru că trambulina preia o parte din șocul de aterizare apoi mai am un, un antrenament, să zic așa, doar pentru fete, bikini, să mărgim, acum este vară și cred că sună bine, sună perfect, un antrenament la care se utilizează ca accesoriu un scaun, deci putem să lucrăm și pe aceste elemente, nu doar să stăm, și care combină elemente din fitness cu elemente din cabaret, burlesc, stilurile acestea mai sexy, să spunem așa, deci mai feminine dar dă o conotație sportivă a antrenamentului, pentru că la fel ne vor interesa elemente privind tonifierea planului inferior, adică coapse, fesieri, abdomen, cam aici se centrează genul ăsta de antrenament. Uh, mai avem uh, zumba rămâne în continuare zumba simplu, da, metoda zumba rămâne în continuare o metodă în trend care combină uh, elemente din muzica internațională, nu doar latino, deci nu este nu doar latino, înseamnă zumba. Da, preponderent latino, dar întâlnim și coregrafii rusești, coregrafii bangra, punjabi, coregrafii country mexicane, evreiești, indiene și tot ce dorim japonezi am avut chiar un eveniment unde am prezentat o coreografie niponă în stil fitness deci toate coreografiile pot fi trecute prin acest motor numit fitness și scoase pe partea cealaltă într-o variantă fit din dans să le transformăm în fitness și să producem schimbări în corp un alt antrenament în trend este cel privitor la metoda Pilates Pilatesul nu este aerobic, este o metodă aparte, dar este o metodă de întreținere corporală. Foarte multe doamne caută genul acesta chiar la o vârstă înaintată, pentru că este o metodă care poate fi dusă până la 90 de ani, poate fi practicată. Este o metodă de corecție, de prevenția unor accidente în sport, de intervenție în cazul unor accidente sportive, de refacere a posturii, de corectare a posturii, de tonifierea corpului prin posturi de echilibru tehnici de respirație, folosim foarte multe care sunt foarte necesare acum în perioada în societatea în care trăim destul de stresantă, tehnici care ne învață să ne relaxăm prin respirație și pilatesul se, sunt trenduri în pilates de exemplu putem utiliza față de pilatesul de la început clasic care utiliza doar corpul propriu, se pot utiliza și accesorii, eu utilizez elastice, bastoane mingi, da deci cam, cam astea sunt clasele cele mai în vogă la momentul de față Uh, și pentru fiecare ai putea să ne spui care sunt beneficiile sau ce își propune de fapt fiecare, beneficiile, care sunt beneficiile? Da, în primul rând noi putem împărți toate aceste clase de antrenament aerobic, toate aceste variante, în trei categorii mari. Antrenamentele care presupun slăbire, arderea grăsimilor, antrenamente care presupun tonifierea musculară și antrenamente care își propun relaxarea și corectarea posturii. De exemplu, pentru cele de ardere, de slăbire, putem pune aerobicul clasic, așa cum l-am văzut și cum îl practica și Jane Fonda, de exemplu, fondatoarea, da? da? Așa. Dar putem introduce la slăbire, la ardere, ce am și spus fat burning cel care arde și după ce se termină antrenamentul, rebound-ul cel cu trambuline, balls gym cel care utilizează mingi și toate antrenamentele care presupun ridicarea frecvenței cardiace într un anumit registru, este o formulă toate antrenamentele acestea duc la arderea grăsimilor și slăbirea, ceea ce își doresc toate doamnele, da? Să mănânce cât doresc, fără să se îngrașe. Da? Deci slăbirea, scăderea în greutate. Apoi avem antrenamentele de tonifiere musculară, adică acestea obținem mușchii fermi pe corp fără ca aceștia să fie lăsați și inestetici. Acestea sunt antrenamente de estetică corporală, cum ar fi body scalp, cele care înseamnă construcția corpului, Antrenamentul numit body pump, care se utilizează uh, bara, uh, antrenamentele de tip, toate antrenamentele din sala de fitness, cu aparate și cu instalații, cu echipamente, uh, antrenamentele uh, cu stepările, la fel, pot fi de tip body scalp, de construcție musculară. Uh, și apoi avem antrenamentele de uh, postură și echilibru. Aici introducem Pilates, Yoga yoga-late sunt și combinații între uh, antrenamentele de stretching. Aici introducem astea, acele tipuri de antrenamente pe un tempo lent, dar care merg pe uh, contracție izometrică mai mult, pun accentul mai mult pe tensiune musculară și nu pe un efort cardio ridicat. Deci cam astea ar fi beneficiile la fiecare clasă. Și care este raportul dintre un stil de viață sănătos alimentar, din punct de vedere alimentar și sport? Da, într-adevăr este un raport, există un raport. Există un raport, de fapt, între trei elemente importante pentru sănătatea unui om. Sportul, alimentația și odihna. Sunt trei lucruri foarte importante. Odihna însemnând și alungarea factorilor de stres, nu doar somn. Sportul este partea de igiena corpului, pentru că cu adevărat igiena începe din interior. În momentul în care noi transpirăm și apoi ne spălăm atunci suntem cu adevărat curați, nu doar când ne spălăm fără a produce transpirație. Transpirația este sportul este metoda prin care producem transpirația necesară unei igienizări din interiorul pielii. Iar în privința alimentației, de fapt se vorbește de o igienă a alimentației care este în legătură cu igiena sportivă, asta însemnând că nu le putem desprinde una de alta. Adică nu am putea face efectua sport și să mâncăm orice. Nu este chiar adevărat, într adevăr îți poți permite anumite uh, alimente sau anumite combinații care al, cineva sedentar nu și le-ar putea permite, dar nu este uh, totuși sportul te educă și te formează și în igiena alimentației, să, fii, să ai și acolo niște reguli. Și un sportiv adevărat ține cont de ceea ce consumă. Uh, este important să știm cum să combinăm alimentele, este important să știm câte mese pe zi trebuie să avem și trei uh, mese principale, două gustări, două suplimente. Este important să știm că nici o dietă corectă și sinceră față de om nu trebuie să excludă vreo grupă alimentară. Adevăratele diete nu exclud grupe alimentare pentru că atunci când excludem o grupă alimentară noi nu o putem ține pe termen lung. Noi o vom ține o lună-două. Tu când decizi să, deții, să practici o dietă, trebuie să te gândești dacă acea dietă te poate reprezenta pe un termen lung. Da? Deci ea nu trebuie să fie absurdă, nu trebuie să excludă legumele sau se excludă fructele sau carnea sau pâinea, panificația, deci nu trebuie să excludă ceva. Noi trebuie să consumăm în mod echilibrat alimente din toate categoriile în cantități reduse. Asta este una din elementele, unul din elementele cele mai importante. Pe principiu că o felie de portocală are același gust ca o portocală întreagă. Da? Este un principiu japonez care ne învață să mergem pe cantități. Nu se exclude în portocala. La fel contează mult consumul de apă, Hidratarea este foarte importantă, și o hidratare corectă ne va ajuta să avem un comportament alimentar corect. Oamenii de multe ori mănâncă mult, fiindcă sunt însetați, neștiind lucrul acesta. 8 pahare pe zi se recomandă, un pahar înainte de masă la trezire, cu un pahar începem ziua, cu un pahar de apă încheiem ziua. Dacă se poate să fie și enzimatică această apă, să fie îmbogățită cu fructe, cu resturi din fructe, da? pentru că dă un plus de hidratare și ajută celula să primească mai multă apă, să se hidrateze mai bine. Și iată combinația succesului, da? Deci o alimentație echilibrată, cu de toate câte puțin, sport cât încape, sport mai mult decât mâncăm, nu mai mult mâncăm și mai puțin stăm și odihnă, fără factori de stres, liniște, să ascultăm o muzică plăcută, să ne odihnim la timp, să avem un număr de ore suficient. Și tu în, în practica ta zilnică, cum recomanzi ca această, acest echilibru să se producă? Pentru că cu siguranță știu și eu tot din experiență că într-o sală găsești și mai tineri și de, de fiecare vârstă. Cum te raportezi și la cel mai tânăr și la, ce, la persoana care se spune are deja copii acasă, are și serviciu și nu, poate nu găsește cumva să, să se nu se, se abțină, să înțeleagă acest, acest rost și cum explici persoanelor care nu știu sunt trecute de peste 40-50 de ani? În primul rând, nu prea nu amestec grupele într-un mod atât de periculos. Adică, nu am să am în grupe și copii, și mami, femei, și vârstnici. Nu, și nici nu recomand la un viitor instructor să facă acest lucru. Am grupe separate de copii cu care lucrez sâmbătă, grupele de mame, tinere, da, să zic așa, și grupă de vârstnici am avut într-o perioadă, la momentul de față, nu am. Deci lucrez separat. Dar dacă totuși există un grup mixt până la un anumit punct, văd în funcție de pornirile care le are native, sunt persoane care sunt mai energice, sunt persoane mai statice și atunci recomand antrenamentele, spun celor mai energice să vină la antrenamentele unde sunt, se folosește acest potențial care îl văd că are probleme și poate chiar fiind mai vârstnic dificultăți de mișcare, atunci îi recomand să practice pilates, de exemplu. Deci, am astea două elemente nu amestec foarte mult grupa și doi recomand persoanelor anumite antrenamente și în funcție de potențialul lor energetic, da? Deci cam asta ar fi, dar la grupele de aerobic într-adevăr pot participa toți, toți tot ce este ființă umană vie și viu înseamnă mișcare, știți că viață, mișcare sunt elemente care sunt în legătură aer, aerobic înseamnă aerbios, viața e posibil în prezența oxigenului în aerului, toate tot ceea ce se mișcă și este de genă umană poate veni la aerobic, dar instructorul ăsta este rolul lui, să pună lucrurile pe categorii. Da. Um, și cum realizezi această, adică, acest schimb de informații astfel încât să îmi imaginez că ai rezultate și o să chiar am să, să te rog să, să, ne povestești la un moment dat despre un asemenea rezultat sau un exemplu pe care tu îl ai în practică Uh, cum ajunge informația? Eu te văd așa mai energică, dar sunt unele persoane care, dacă vii chiar și așa cu, cu energia asta debordantă, e posibil să o ascult, să o ascult, să nu ascult, să îmi bag la cap sau mă mai gândesc, văd eu cum, uh, cum rezolv situația. Eu nu am avut persoane reticente la energia mea. Eu am resuscitat omul care a fost așa reticent, l-am resuscitat în, să zic așa, da? În 10 minute, mai puțin de 10 minute, am reușit să-l fac să înțeleagă. Comunic, zic eu, destul de bine și uh, transmit, transmit lucrurile așa cum le și vedeți. Pentru că, în primul rând, eu cred în ele. Deci, eu nu propun unui om o soluție în care eu nu aș crede sau cred pe jumătate. Eu sunt foarte convinsă practic ceea ce practic de aproape 20 de ani sunt foarte convinsă pentru că am niște rezultate deosebite, deci credeți-mă, simt că am 10 vieți în pieptul de aramă, deci mă simt și nu mă simt așa că acum e un moment în care zâmbim, deci mă simt așa de la prima oră de trezire, ceea ce este deosebit, pentru că oamenii nu sunt energici la trezire și voi știți lucrul ăsta, deci și asta datorită activității pe care o fac și care menține un tonus psihic, în primul rând, foarte ridicat. Nu există oameni cu care m-am întâlnit, în primul rând, ei s-au recomandat unii pe alții, cum au aflat, de, de, la unul la altul. Fetele cu care am lucrat, de exemplu, am preluat un loc undeva unde țin aerobic și am început cu cinci persoane, acum câteva luni, și nu mai încăpem în sală și nu au fost decât o, hai și tu, hai și tu. Deci recomandarea a mers din gură în gură, a fost viral, să spun așa iar această energie s-a transmis viral la toată lumea, nu a fost nimeni să o respingă, pentru că este ceva pozitiv, adică orice om este atras de bine nu se transmite ceva, nimeni nu pleacă de acolo, vine supărat și pleacă ok, n-ai cum să respingi o astfel de formulă da, despre asta a fost vorba și da, dacă cineva este puțin așa, nu rezistă mult să fie reticent și nesigur din prima, n-ai cum, oricum atmosfera este foarte haie, deci n-ai cum să nu, într-o atmosferă de sală de aerobic, în care instructorul este uh, cu toată inima și pozitiv și își lasă toate gândurile lui deci el nu are nimic uh, negativ în el chiar dacă viața i-ar oferi lucrul ăsta uh, n-ai cum oricât de negativ te-ai duce în sala aia pleci altfel nu există, toată lumea pleacă transformată de acolo uh, <laughs> încercați <e bolișitoare. laughs> da? este, este viral și uh, este foarte bine că lucrurile bune sunt virale este foarte bine acest lucru Uh, din punct de vedere al costului, uh, pentru unii, sau cel puțin ce am mai auzit eu, uh, dar pe lângă că nu am timp, da, fraza, propoziția uh, deja slișită, da. uh, costă prea mult. Ce anume costă? Că ei nu trebuie să investească foarte mult uh, decât într-un echipament sau. Corect, da. Da, nu este un sport costisitor. Nu, nu, vreau acum să vorbesc de rău alte ramuri sportive. Cum ar fi sport, dar sporturile de iarnă sunt costisitoare. Nu este un sport costisitor. Mergi într-un magazin sportiv, nu dau nume și găsești până maxim într-o 100 de lei ți-ai cumpărat toată ținuta. Nu depășești 100 de lei ținuta completă. Mă refer la un tricou, pan, un colan, o pereche de colanți, bustieră și încălțămintea chiar. Da? Deci, și al, al doilea aspect, acest echipament nu se uzează chiar foarte rapid pentru că noi lucrăm într-un mediu închis, noi lucrăm în sală. Nu avem un contact cu natura să stricăm ceva, echipamentul să uzeze într-un hal în două, trei încercări. Oricât de mult am lucrat în sală. Ele sunt totuși făcute să nu se uzeze. Deci mai mult de 100 de lei, să zicem, echipamentul și țin, să spunem, bagajul în care îți pui echipamentul și un deodorant, haideți să ne gândim toți cât un deodorant, cât este un, un rucsac din ăla, am văzut și la 10 lei, la 15 lei maxim și cu un echipament și nu există motive reale să stai la, de, <gângătă> să stai la distanță de aerobic, doar poate să te țină la distanță abonamentul sălii, asta nu pot să zic, depinde acum de fiecare sală ce abonament practică, poate să fie abonamentul foarte, mult mai scump decât echipamentul pe câteva luni, dar acum ă, și sălile sunt destul de multe, fiecare poate alege unde anume dorește să meargă, fiecare pe bugetul, așa, dar eu aș recomanda celor interesați de această ramură sportivă să nu aleagă în funcție de bugetul de buzunar, să aleagă și nici de măreția sălii, nici de dotarea sălii, nu vă lăsați păcăliți de dotările pe care le are o sală, nu luați nimic acasă la voi din sala respectivă, nu uitați, plecați cum ați venit, Uh, Orientați-vă după un singur lucru, după resursa umană. Cea mai importantă resursă a unei săli este resursa umană. Nu canapelele, nu candelabrele, nu aparatura, toate nu au nicio valoare dacă resursa umană nu este de calitate. Vedeți unde este instructorul. Pe instructorul la bun să-l căutați. Asta este ceea ce recomand. Un instructor bun face mai mult decât orice echipament, orice ar fi și calificat și pus la punct cu toate informațiile. Da. Bun înseamnă, un instructor bun înseamnă nu doar bun profesionist, asta da, în primul rând să știe meserie, dar să știe să relaționeze cu clientul, să fie la dispoziția clientului, să deservească clientul, să nu-l trateze ca pe un neștiutor care vine în sală și instructorul este Dumnezeu Săli și șeful și merită toate. Nu. Deci nici și instructorul are demnitatea lui, corect, dar instructorul trebuie să fie la dispoziția clientului și să gândească ce e mai bine pentru client. Pe principiul accesibilității, un principiu important în fitness, să croiască antrenamentul pe capacitatea cursantului, a clientului și clientul să aibă satisfacția efectuării exercițiilor. Uh, deci nu este scump, nu. da? <laughs> este accesibil. Uh, știu că ne-ai pregătit un material video. Noi o să-l vizualizăm și revenim în câteva momente pentru alte discuții. ce am, -am vizualizat? Da, este vorba de un scurt metraj science fiction și sport, să zic așa, cu conotații comice, așa cum ați cum am observat. Acest scurt metraj se referă la o situație comică a unei persoane care este gurmandă și care ar alege în locul sportului grătarul, cam cum mult se întâmplă lucrul ăsta, este o realitate nu, și nu o criticăm, chiar ne amuzăm, dar uh, am observat și o presiune socială acolo când persoana merge la grătar, uh, prietenii toți îi spun Ai, de că am îngrășat, uite, tot îl ating pe burtă și arată că burta este voluminoasă, trebuie să faci ceva. Uh, Respectivul nu acceptă sfaturile prietenilor și părăsește zona de grătar, se de depărtează puțin și are loc fenomenul SF, o întâlnire de gradul 3, noi am numit scurtmetrajul Slăbire de gradul 3, are loc întâlnirea de gradul 3, este răpit de extraterestri, fiindcă s-a depărtat de prieteni, iată ce a pățit, n-a ascultat sfatul, răpit de extraterestri și, cum să-i spun, teleportat din zona de grătar în într-o zonă de laborator, sportiv în schimb, da? nu se fac alte experimente decât sportive în acel laborator, unde dă peste un extraterestru care practică zumba. Și extraterestru nu l mai întreabă dacă vrea sau nu, îl și pune la treabă și îl aduce la forma la care trebuie la forma fără burtă, suplu, sexy și atrăgător, bineînțeles. Da. Este un filmuleț care a, este făcut mo ca și motivație, pornind de la o situație comică, asta ne stimulează, psihologic vorbind, să luăm atitudine. Și în loc să alegem grătarul, să alegem sportul, Nu să, să nu excludem grătarul, face parte din viață, dar să... Atunci când facem lista priorităților, să începem cu mișcarea, și apoi cu aspecte de genul ăsta. Sau, dacă am început cu grătarul, să terminăm cu mișcarea. Da, undeva să existe calea aceasta a motricității. I-a plăcut mișcarea de, de la extraterestru? Cred că nici nu avea ce să comentez. Trebuia, da? Altfel extraterestru nu l-ar fi eliberat. Deci dacă nu își modifica corpul, dacă acel corp nu ajungea la parametrii somatici optimi, nu scăpa din laboratorul sportiv. și Exact, da. În prealabil așa, așa, face un profesionist, da, exact. Da. Filmulețul este motivant și ne îndeamnă și pe calea aceasta, vrem pe orice cale, adică hai să o luăm și așa, Iată că ar trebui să facem. Mi se filmez că și copiii l-ar gusta, pentru că are partea asta comică. și. Dar să nu uitați că vi se poate întâmpla acest lucru vara asta când mergeți la grătare să aveți grijă. <gângânt> da. Unde Deja? vă duceți? În ce zonă? <gânt> Deja au început uh, grătarele și, da. sincer, și eu uh, rămân uh, surprinsă că, da, aleg oamenii să se simtă bine în acest. Uh, în acest cadru, însă după un anumit timp îi vezi cu copiii împreună, mai un stânga, mai un dreapta și găsesc da. soluții pentru a le echilibra, pentru că nu este nu vorba despre exces. Da, corect. Referitor acum la masa făcută la grătar, aș vrea totuși să fac o mențiune. Este sănătos să folosim grătarul electric, să știți, în carnea pusă pe foc direct și consumată, așa cum știți că se procedează la grătarul în, cu jar și cu cărbune. Deci dacă ar fi să facem așa o paranteză legată de ce tip de grătar se recomandă ca fiind sănătos, grătarul electric, carnea preparată pe grătar electric este cea mai indicată. Carnea preparată în aburi, în coaptă, excluzând prăjeala, prăjit, carnea prăjită și carnea în varianta grătarului pe care o știm, cu lemn și cu sună apetisant așa, este altfel, dar nu este varianta cea mai sănătoasă. Da? Este bine să optăm pentru grătarul electric. Într-adevăr, este greu să mergi la picnic cu grătarul Ex. electric. Dar <laughs> poți să-l prepari acasă și -a la și, și multe, <laughs> da. Da. Păi unde mai este fumul? Unde mai sunt trecătorii care adulmecă? <laughs> da, într-adevăr, sunt niște elemente care dispar din decor și cam alea fac diferența. Da, asta fiindcă avem o așa, o paranteză da, da. legată și de ce grătar recomandăm? Da. Grătar La grătar mergem cu toții. Însă pentru aerobic, care, este, care sunt categoriile de vârstă care se adresează? Aerobicul este un, o ramură sportivă care aerobicul de, per, de întreținere corporală, da, este o ramură sportivă care se adresează tuturor categoriilor. Uh, sunt și bebeluși, să știți, care sunt duși la aquagym. Uh, sunt acele colace care li se pun în jurul gâtului pentru a le ține capul la suprafață și mișcă doar corpul în apă. Deci iată că se numește aquagym ceea ce fac bebelușii. Aquagym este o, o, un, stil de aerobic. Este în schimb în mediu acvatic. Pentru că și adulții practică aquagym, tot clasă de antrenament aerobic, în mediu acvatic, nu pe mediu terestru. Bun. Iată că filmul era cu mediul extraterestru. Acum fac legătura, da, am practicat aerobicul și în mediul extraterestru. Deci se poate practica de vârsta bebelușilor, copiii, dar totul este bine să fie făcut pe categorie aceste clase să fie organizate pe categorii. Copiii de vârstă școlară este bine să practice gimnastica aerobică pentru că învață, de exemplu, să combată cifoza. Tendința de a sta cu gâtul înainte să țină gheozdanele de 7 kg, că așa știm noi că gheozdanul are 7 kg în ziua de azi. Și atunci copilul ăla, efortul pe care îl depune spatele nesănătos, are nevoie spatele acela de un efort sănătos, de o corecție, de pilates, de exemplu. Copiii, adulții la fel, vedele adolescente, ca să o iau gradat. Adolescentele au nevoie de gimnastică aerobică foarte mult, pentru că echilibrează în primul rând hormonal acest tip de antrenament produce un echilibru hormonal al, al tuturor uh, glandelor corpului. Uh, de la glanda uh, tiroida, care este responsabilă de metabolismul, da? de uh, cum metabolizăm alimentele, de la această glandă până la glandele de natură uh, sexuală, care sunt atunci în uh, formare, în perioada pubertății adolescenței. Și atunci este nevoie de efort cardio, efort aerob, care să echilibreze aceste glande și implicit producția hormonilor. Și știm că foarte multe adolescente au probleme de greutate, nu? Sunt atâtea fete obezi care nu știu unde, unde pot ajunge în final. Și este și o problemă psihologică foarte grea să ai kilogramele alea care, Apa, așa, ca și imagine. Și de punct de vedere nu? social și al exact, imaginii. Exact, exact. Uh, ne extremării. întrebăm de ce stă un un copil obez mult pe tabletă da, tableta îl face obez și obez rămâne în continuare fiindcă îl exclude societatea, deci este un cerc vicios și atunci ce importanță are aerobicul că îl rupe din mediul ăla sedentar îl pune pe un traseu pe care el își modifică corpul și modificarea aia în final, îi produce efecte de acceptare în mediul social cât da. este de important acest traseu apoi femeile după ce au născut înainte de a naște și nu contează, nasc, nu nasc orice femeie cum merge la salon și se aranjează, o femeie completă se aranjează complet dacă merge și la sala de sport. Adică nu numai capul ni-l aranjăm. Familia Adams, știți, în familia Adams numai capul. Da. da. Deci noi ne aranjăm tot corpul de sus până jos. Aranjăm la salonul de înfrumusețare partea capului, dar aranjăm și restul corpului. Corp, capul respectiv e pus la un corp. Și atunci aranjăm tot corpul. Estetică corporală înseamnă tot. Ce categorii? Femeile vârstnice. Vârstnic. Femeile la, de la un 50 de ani în sus intră pe perioada de menopauză. Spuneam că sportul este bun pentru uh, zona aceasta hormonală. Și ele au nevoie. Știți că sunt niște modificări hormonale neplăcute la menopauză. N-au -au nevoie de gimnastică aerobică? Ba da, pentru că le face bine și le scoate la fel din stările alea de menopauză care sunt dificile și fizice și psihice. În plus, socializarea iar contează, pentru că ele nu mai au copii, poate sunt singure uite, un mediu în care pot veni și să se simtă ok. Apoi, mai târziu, vârsta înaintată. Se, la vârsta înaintată, persoana este interesată doar de socializare, să fim așa. Da. Este acum un film cu Jane Fonda Femeile dezlănțuite, ceva de genul, ne arată un grup de doamne vârstnice care se gândesc să reia activitățile din tinereții. Da, deci sportul rămâne totuși o activitate pe care o mai poți practica la o vârstă înaintată față de alte activități. Poate nu mai poate altceva să... Da, sportul rămâne viu. Și altă categorie, domni, N-am zis nimic de domni. Și domnii pot efectua gimnastica aerobică. Gimnastica aerobică nu este o, un sport pentru femei, nu este un sport feminin, nu este rușinos ca bărbații să facă aerobic, nu, se, nu devin femei bărbații dacă, de, dacă merg la aerobic. În Occident, foarte mulți bărbați practică gimnastica aerobică și nu există prejudecăți în acest sens. Chiar dacă mișcările sunt dancing, nu înseamnă că bărbatul respectiv intră bărbat pe ușă și ies femei după un antrenament. Nu. Din potrivă, aerobicul pune accent pe uh, uh, efortul uh, miocardului și care om nu-și dorește o inimă sănătoasă? Indiferent de vârstă și de sex, și femei și bărbați, indiferent, toți avem nevoie de o inimă sănătoasă. Aerobicul îți oferă o inimă sănătoasă. Deci nu contează ce suntem, da? atâta vreme cât suntem vii și vrem să rămânem în continuare sănătoși și vii, este bine să. Da, toate categoriile le-am inclus. Uh, din practica ta. Care este cel mai tânăr sau cea mai tânără și cel mai vârstnic? Eu am, la momentul de față, cea mai, vârst, cea mai tânără participantă este, cea, este o fetiță de 3 ani de la grupul Gimnã unde facem antrenamente pentru copii. Deci, este o echipă sportivă, un grup ăsta. Și cea mai vârstnică, doamnă, cred că 60, un pic cam așa, cam intervalul 3,65, hai să spunem, cam la intervalul ăsta mă situez. Spuneai da. de bărbați, știu și eu din anii trecuți că aveau o, reticență, da? o reticiență, însă în același timp și noi, doamnele, ne uitam la un moment dat uh ciudat. Dacă prindeam, a venit, da, a venit la aerobic, chiar a venit la aerobic. Da, uite, au venit la aerobic, a transpirat, să simți bine și, și a văzut de, de calea sa. Da, într-adevăr, contează și grupul care primește da. un astfel de participant să fie și el deschis, open mind, da? să nu existe priviri ciudate. Ar trebui deschideri din ambele părți într-adevăr pentru treaba asta, dar cum bărbații sunt mai curajoși și deschizători de ușă, noi așteptăm ca ei să fie să-și asume și riscul că sunt puțin priviți. Nu poți, privi, nu poți fi privit mai mult de o dată, de două, de trei ori și cam atât. Până la urmă ești acceptat, nu? <gânt> nu, că după aia persoanele doresc să intre în legătură cu tine. Dar cum? Corect, da. Cum te-a da. adus soția? Ai venit cu cineva? Da. Nu, sunt singur sau cum am mai avut uh, cazuri și eu în uh, sală. Da, ba cu so soția, ba singur. Adică nu era nicio da, fel. Da. Eu sunt deschisă uh, și am fost tot timpul și este bine să fim cu toții uh, și să încurajăm. <gânt> pentru că la urma urmei, având Prieten prieteni mă sănătoși e. și noi ne simțim într-un. Așa, da, da. Și să nu uităm că uh, o parte din fondatorii, de, din personalitățile sau oamenii importanți din gimnastica aerobică, ca istoric vorbind, au fost bărbați. De exemplu, chiar fondatorul uh, Zumba, da? În care da. trăiește, suntem da. contemporane, Alberto Metodocl. Perez, da. este un gimnast, care. Uh, Pilates, Joseph Pilates, da. era bărbat. Deci nu sunt. Uh, bărbații nu chiar au fost implicați în uh, formarea acestor clase de antrenament aerobic. Adică, haideți, domnilor, veniți la aerobic. <laughs> da. Pentru copii, ce, fe ce recomandări faci tu? Uh, eu lucrez uh, în primul rând pun accent pe corecția posturii la copii, pentru că copiii au tendința de care eu spuneam cu spatele, uh, pun accent pe exerciții de pilates în acest sens, pentru stretching, pentru întinderi, pentru dezvoltarea armonioasă a corpului mai exersez cu ei și elemente din zumba, pentru că acele elemente sunt distractive, deci ca și așa, dar mă învață, de fapt, la zumba îi învață și simțul ritmului să-și îl dezvolte, ritmul să transforme efectiv muzica în mișcare și să fac această transformare la timp, da? Pe, pe, bătaie muzicală, pe fragment muzical și mai efectuez exerciții de tip jocuri sportive, un alt aspect, Adică sunt trasei în care se pun um, în discuție o serie de calități, îndemânarea, viteza, um, rezistența aspecte din uh, forța, da? merg pe cele, aceste patru calități uh, motrice și încerc să încercăm să le dezvoltăm sub forma jocurilor sportive. Diferite trasee sau se utilizează anumite accesorii, uh, cam pe aceste elemente mă bazez atunci când fac un antrenament cu copii. Uh, exclud uh, antrenamentele intense cardio, mai mult să merg pe idei, pe chestii inventive, pe antrenamente în perechi, să lucreze câte doi, Ii. în grupuri, în echipe, în subechipe, chestiuni de genul acesta. Și cu muzică specifică, am uitat Ii. să precizez, muzica, mă consult cu acești copii ce piese Ii. muzicale folosim la fiecare antrenament, ce piese muzicale folosim data viitoare. <laughs> Pentru că vreau să vă pun muzica pe care, muzica pe lor, generației lor, da. nu pot să pun muzica. Altei generații și ei se simt uh, rupți de context. Da. da, pentru că nu mai trec prin nici prin filtrul lor și nu au cum să ai băstări sau emoții și eventual acest instrument corpul da. să îi ajute să, să se exprime. Exact, da. Uh, poți să ne povestești o fază hazlie cu un copilaj? O fază hazlie cu un copilaj. Uh, uh, am fost la un eveniment. Uh, pot să povestesc o fază hazlie cu toți copilașii. Da. Uh, eram în sala de antrenamente, copilașii erau toți foarte... Copilași fiind ca vârstă, să vă zic așa bine, cel de 3 ani este așa ca o mascota noastră, dar copiii cu care eu fac antrenamentele au 8, uh, între 8 și 10 ani. Sunt de vârstă școlară. Am pregătit un eveniment uh, la care copiii în sală erau foarte uh, dezvolți și foarte uh, siguri pe ei și, uh, și am fost sigură că lucrurile vor decurge perfect, să zic așa, cât să, așa. La eveniment, în schimb, când s-au trezit într-un spațiu, bine, sala are un spațiu, evenimentul s-a desfășurat într-un spațiu mai mare dimensionat, mare, supra-dimensionat, atunci ei s-au adunat toți așa, parcă erau niște pui... <laughs> niște o turmă așa de miei, tot să dea acolo așa și noi avem niște reguli de cum ne distribuim, cum ne așezăm pe da. șiruri, cu distanțele așa, nu mai, aș nu mai acceptau nicio comandă din momentul ăla, deci toată comanda mea distanță, distanță și tot arătam cu brațele ei credeau că de acum că am început mișcările eu arătam distanță aici, distanță aici deci asta a fost bun și stresant așa când te prezinți pentru că oamenii nu știu că în spate au fost niște eforturi dar copiii, uite, din motive psihologice da, da, sunt copii și le scuzăm acestea așa, dar asta mi s-a părut comic că ei în spațiu deschis și sub privirile oamenilor pe care nu îi cunoșteau deci au făcut un grup așa bunit. Da. erau ca un grup de ruibii. Am zis băi, am transformat aerobicul în echipă din aia. Da, asta a fost. Și rest mai sunt... Uh, Poantele de moment, nu le am acum așa, dar sunt poante atunci pe moment care se întâmplă în... A, avem un joc noi de socializare numit pizza. Copiii au înțeles că vom mânca pizza, de exemplu, la o oră de aerobic. Era de vorba de un joc în care noi simulăm niște mișcări din procesul de fabricație, de prepararea unei pizze. Și avem frământatul, bătaia cu așa, întinsul, ketchup-ul și simulăm acele, facem acele mișcări. Da, copiii au înțeles că noi vom mânca pizza în următoarele minute și strigau toți pizza, pizza. Yay! Da, și când zic, nu, e altceva. Da, sunt, sunt lucruri uh, comice și uh, cu doamnele. Uh, când lucrăm în sală, adică și doamnele, mai facem glumi, așa, glumiți așa când lucrăm la saltea și muzica mai încet. Uh, mai zicem, hai ne facem sirene și doamnele, nu, să nu rămânem balene. Sunt tot felul de replici uh, comice. Cam asta, da. Spunei că pentru copii îi pui pe ei să-și aleagă muzica pentru următorul antrenament. Însă, pentru adulți, pentru clasele pe care, la care tu predai, cum procedezi cu muzica sau ce importanță are muzica aici? Da, la adulți se schimbă foaia. La adulți aleg eu, instructorul, da, nici eu, instructorul alege, așa este corect, în cazul meu eu aleg, dar nu aleg nici eu de capul meu, am o colaborare cu o școală de DJ profesioniști și am un DJ cu care colaborez și care, cu care mă consult, pentru că nu sunt un specialist în muzică și este bine să-mi să recunosc limitele, da, pentru că altfel dacă am considerat că suntem buni în toate, nu am face cum trebuie lucrurile. Uh, nu pot să zic că n-am învățat nimic din această colaborare, dar nu sunt uh, ca și un DJ. Și atunci mă consult cu un DJ profesionist care uh, înțelege exact ce am eu nevoie în sensul că eu explic, de exemplu, pe ce frecvență cardiacă, la ce frecvență cardiacă vreau să ajung, la ce bătăi, număr de bătăi pe minut. El îmi fixează BPM-ul muzical, genurile muzicale, pe ce gen muzical vreau să merg, ce își propune antrenamentul, inclusiv obiectivele, că vreau să fac ardere, că vreau să stimulez metabolismul și vreau să merg pe o bătaie rapidă, pe un antrenament de construcție și vreau un alt tip de bătaie. Că, deci am acest om în echipă cu care mă consult și în acest mod ă, stabilesc muzica. Oricum, tot, tot ceea ce utilizăm, toată muzica pe care o utilizăm, este o muzică tonică, în primul rând motivantă, deci nu o să fie nici nimeni, nu o să plece cu lacrimi în ochi, decât cu sudoare în ochi. Așa. Și, deci este o muzică bine gândită, cu drepturi de autor, bineînțeles, cu licențele toate care sunt necesare pentru acest lucru. Compilațiile sunt originale, da? deci sunt făcute la comanda noastră, da, nu, sunt, nu, le găsiți la, nu le găsiți pe piață, nu sunt comercializate, uh, fac parte din uh, logistica mea și din secretul profesiei mele, mie, profesiei mele da, fiecare profesionist are secretele lui, iată că chestia asta este o parte din secretul profesiei mele, această muzică. Muzica este, pot să vă spun, ea face parte din gimnastic, din definiția gimnasticii aerobice, spune că este program de antrenament pe acompaniament muzical. Acest element, acompaniamentul muzical, fără el nu ar putea exista aerobicul. Asta, asta pot să vă spun ca și idee. Este foarte important. Este, baza, cum, -ar exista, cum nu există celula fără citoplasmă, să facă așa o comparație, la fel nu are, nu poate exista aerobic fără muzică. Și atunci este foarte important, de asta mi-am și căutat, n-am vrut să fac muzica, să de o stabilesc capul, de capul da. meu, am înțeles importanța muzicii și e, sunt căutată, să zic așa, unul din motivele pentru care nu doar antrenamentul, ci și muzica pe care îmi țin antrenamentul. Este deosebită, da, muzica. <laughs> Felicitări și îți mulțumesc, mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru tot ceea ce ne-ai învățat astăzi. Și mulțumesc sperăm și la și o altă emisiune să, să te avem prezentă în Platoul Infinite TV. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru mulțumesc persoanelor care s-au uitat și au ascultat ceea ce am vorbit noi. Cred că cel mai important este ca ceea ce am vorbit să producă efecte reale, concrete. Și astfel toți vom fi fericiți, sănătoși și fericiți. Da. Să ne molipsim puțin de la, de, din energia invitatei noastre. Dragi telespectatori, cam asta a fost emisiunea de astăzi. Mă doresc foarte mult să mulțumesc Bliss Beauty Salon pentru machiaj și coafură. Până data viitoare, mențineți-vă sănătoși și plini de energie.